Sindicatele medicilor au reușit să se facă auzite și să obțină, după protestele de săptămâna trecută, majorarea veniturilor salariale. Decizia guvernului de majorare a veniturilor medicilor obținută din efectuarea gărzilor a fost bine primită de către oamenii în halate albe. Am primit cu bucurie vestea că guvernul a hotărât suplimentarea plății gărzilor care sunt prevăzute prin contractul adițional. Ne bucurăm, dar ne pare rău că începe această plată de la 1 octombrie. Dacă acest contract a intrat în vigoare de la 1 august și a fost semnat, era normal ca această plată să intre de la 1 august. Medicii din Spitalul Municipal de Urgență Roman au semnat acest contract adițional cu conducerea unității pentru o lună de zile, urmând ca la sfârșitul acestei luni să se semneze contractul și pentru perioada următoare. Plata gărzilor urmează a fi majorată de la 1 octombrie la nivelul anului 2016, iar sporul de noapte urmează a fi și el majorat cu 25%. Este normală această plată la nivelul salariului din 2016 și salutăm hotărârea guvernului. De asemenea, ne bucurăm că aceste plăți vor fi plătite și cu 20%, vor fi făcute și cu 25% sporul de noapte pentru gărzile efectuate normal în cursul nopții. Pentru luna august a fost întocmit graficul de gărzi, fiind acoperite toate secțiile spitalului. La noi în spital, deci prin semnarea contractului și pentru o lună de zile, pentru luna august, gărzile au continuitatea lor, medicii își desfășoară activitatea conform programului, listele de gărzi au fost întocmite și toată lumea își vede de treabă așa cum și-a făcut întotdeauna activitatea medicală, nu a avut de suferit în Spitalul Roman. Și am înțeles că se înființează și cea de-a doua gardă pe ortopedie, traumatologie. Eu am înțeles că se fac demersuri pentru aprobarea acestei gărzi. Nu știm dacă încă a fost aprobat sau nu. Dacă este necesar, colegii își vor desfășura activitatea conform hotărârilor luate de conducerea unității. De reamintit și faptul că la nivelul Spitalului de Urgență Roman se fac demersuri la Ministerul Sănătății pentru înființarea celei de-a doua gărzi pe secția de chirurgie traumatologie necesară descongestionării cazuisticii la nivelul Centrului de Primire Urgențe.